Bună, dragilor! Sunt Silvia Claudia Henning și pe principiul dacă viața îți oferă lămâi, tu fă limonadă. La început de an nou, deși părea că totul merge prost în viața mea, am decis să nu mă plâng și să fac ceva. Să înregistrez primul meu vlog. În fiecare an, la final, spuneam, Doamne, dă un an mai bun, dă un an mai bun. Și niciodată nu era mai bun, sau mă rog, nu era pe gustul meu, pe placul meu, pe sufletul meu, ceea ce mi-aș fi dorit. Anul trecut, la sfârșit, văzându-mă cu mâna în gips, am zis că sunt nerecunoscătoare, că nu apreciez ceea ce am și, da, dacă vă simțiți nefericiți, dacă aveți senzația că lucrurile merg prost în viața voastră, faceți un scurt exercițiu de imaginație. Imaginați-vă cam cum ar fi să te speli cu o mână stângă și mai ai și părul lung, în condițiile în care dreapta chiar te doare foarte rău și nu ai cum să te folosești de ea, să te speli la cap, să te speli pe corp, să te îmbraci cu o mână stângă, să te speli pe dinți, să-ți așezi pasta pe dinți, pe periuță și să te speli, credeți-mă că nu e chiar simplu, să pornești aragazul, ajutându-te un pic și de picior, că nu mergea doar cu mâna stângă, să mănânci. Deci, toate astea mi se păreau imposibil de realizat la început, când m-am trezit cu mâna în gips. Încet, încet m-am adaptat, că asta e, așa suntem noi oamenii, reușim să ne adaptăm situației. Am reușit să mă descurc cu toate, am reușit să trec, mai am puțin și trec peste această perioadă. Însă ceea ce am înțeles și ceea ce am învățat din această perioadă a fost faptul că am apreciat mai mult și am înțeles că ceea ce este într-adevăr important este sănătatea, integritatea fizică și psihică. Dacă le ai, cred că chiar trebuie să fii fericit. Chiar poți să fii fericit. Fericirea este o alegere. Este alegerea noastră. Dacă avem sănătate, de ce nu am putea fi fericiți? Un mare învățător și-a întrebat la un moment dat, și filozof, și-a întrebat la un moment dat auditoriu, Krishnamurti, nu știu dacă am pronunțat corect, și-a întrebat la un moment dat auditoriu, știți care este marele secret al vieții mele? Bineînțeles că toți așteptau cu stupoare marele secret, cauza pentru care ajunsese un mare înțelept. Pe cât de simplu era răspunsul, pe atât de greu realizabil, fără voință, perseverență și exercițiu în fiecare aspect al vieții. Marele învățător a spus, marele secret al vieții mele este că nu mă deranjează nimic din ceea ce mi se întâmplă. Wow! Am zice, cum e asta? Cum să nu te deranjeze nimic din ce ți se întâmplă? În fiecare zi sunt lucruri care ne deranjează. La fiecare pas merg în trafic și sunt deranjată. Sunt deranjată de trafic. Merg pe stradă și sunt deranjată. Sunt deranjată de gunoaiele aruncate, sunt deranjată de oameni cu care mă lovesc, sunt deranjată de fețele lor triste și posomorâte. Sunt deranjată pe scara blocului, de vecinul, de administratorul blocului, de... Suntem deranjați permanent de ceva. La serviciu, de coleg, de șef, permanent sunt lucruri care ne deranjează. Chiar și dacă am fi în deșert, ne-ar deranja pustiul, ne-ar deranja arșița. Nu e nimeni, dar tot ne deranjează ceva. Întrebarea e, dacă aceste lucruri mărunte ne deranjează, cum ar fi dacă partenerul de viață ne-ar lăsa, dacă am dat faliment sau ne-am pierde locul de muncă, dacă lucrurile nu s-ar întâmpla așa cum ne-am dorit sau cum ne-am așteptat.
cred că a nu fi deranjat este decizia pe care ar trebui să o luăm zilnic, de a accepta viața, lumea, condițiile experienței umane și fiecare lucru care se întâmplă. Ce se întâmplă dacă astăzi se deranjează un lucru mărunt, mâine te vor deranja două, poi mâine trei, până când, la un moment dat, te vor deranja lucruri care pentru alții par o binecuvântare. Pentru tine vor fi prileji de deranj. Vei atrage în câmpul tău doar acele lucruri care îți displac profund în câmpul tău interior, în ființa ta. Vei atrage doar acele lucruri care îți displac profund. Vei deveni trist, deprimat, furios. Cum ar fi să-ți explice cineva cum l-ai mai crede? Să-ți spună că viața e frumoasă, că ai multe lucruri pentru care trebuie să te bucuri? Tu nu ai putea, pentru că mintea ta este împresurată de acele realități ale tale. Haideți să ne controlăm mintea. Haideți să ne bucurăm. Haideți să învățăm să apreciem ceea ce avem. Și de ce nu, haideți să facem un mic exercițiu de zâmbet cu Gheorghiță de la Brăila. Vă mulțumesc, vă pup! Bună seara, doamnă! Cum v-ați mai trecut așa de fel Crăciunul și schimbarea noului an? Și care a fost cel mai frumos eveniment în viața dumneavoastră? Ceva frumos? Vă punem o întrebare, că facem un sondaj de opinii. Cum v-ați simțit de Crăciun? A fost minunat, Gheorghe. Minunat, adorabil, sublim, cu mâna în gips. Așa. Și fabulos. Și cine... Științifico-fantastic. Și cine-i pacientul? Cine? Cum vă simțiți la ora actuală? Bună seara! Hai. Bine ați venit la primul meu vlog! Probă de microfon! Cu frumușica! Hai, ce-ai studiat, Gheorghe, să vedem!